Se pare că Ionela nu dorește să intre un băiat nou pentru ea în casă. Glumea Adriana, sau nu glumea, dar o spunea râzând, că dacă Ionela nu vrea pentru mine și pentru fetele singure să intre băieți în casă, pentru că Ionela nu își dorește, ea vrea să rămână acolo. Nu a spus-o subiect și predicat, dar mă gândesc eu că poate încă mai speră la o împăcare între ea și Albert. Cu toate că în ultimele zile, de când s-au despărțit și au fost acele discuții, nu i-am mai văzut interacționând, încercând să lămurească ceva, să se reapropie, așa că nu știu care sunt șansele ca aceștia să se împace. Și apoi eu spunea Adriana că ea vrea un bărbat serios, responsabil, loial și cu multe calități. Să vedem dacă va mai intra cineva nou. Totuși suntem în luna mai, mai puțin, cam 2 luni și o să se termine competiția. De acum urmează și cererile în căsătorie, așa că vom vedea dacă fetele singure mai au șanse să intre cineva și pentru ele.